Salut, bine ați revenit! Eu sunt Cornel. Astăzi vă arăt o cutie de transport pentru replici. În această cutie putem băga două replici destul de mari. O găsiți pe octagon.com sub denumirea cutie tactică transport SRC, produsă de SRC. Cod produs 1796, da? octagon.com. Este făcută dintr-un plastic destul de dur. Este solidă. Este destul de grea. Goală, are în jur de 620 de grame. E destul de mare. Dimensiuni exterioare 30 de centimetri cu 24. Și lățime, grosime 7 cm. Asta e dimensiunea de exterioare. Haideți să deschidem. Avem burete tip cofrag pe ambele părți. Și în această cutie putem pune ori o replică mare cu 2-3 încărcătoare de rezervă. Da? Și dacă mă mai chinui un pic, mai pun un încărcător aici. Ia să vedem. Un mic puzzle. Unul aici, să se spunem că unul ar fi în replică. Asta mare îl punem aici. Punem unul aici. Mai punem unul aici. Și mai avem unul aici. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 încărcătoare. Dacă ar fi toate încărcătoarele high-capa, probabil că am reușit să înghesuim 3. Cam 3. Cam asta ar fi limita. Da? Haideți să vedem dimensiuni interioare. Dimensiune utilă. Avem cam 29 de centimetri. Avem o dată aici 19 cm, aici unde se îngustează avem 15,5 și grosimea probabil că undeva la, dacă ea are 6 cm jumate, undeva la 4,5 cm. Da? Am spus că e o cutie solidă, bine făcută, destul de grea. Hai, cântar, ce faci? Două secunde, cântarul, așa. 586 de grame. Pe site avem declarat 625 de grame, nu știu de ce. 586. Asta a fost review-ul meu și sper că v-a făcut o idee despre această cutie de transport pe care eu o consider foarte bună de avut în cazul posesorilor de replici, colecționarul de replici. Avem două catarame destul de solide. Aici putem închide, securiza cutia cu un lacăt. Și aici la fel. Balamale și pe spate foarte solide. O cutie decentă la un preț și mai decent. Mulțumesc pentru atenție, salut!